Un autobuz plin cu muncitori a intrat în coliziune cu un autoturism. De vină ar fi șoferul acestuia din urmă. Din autobuz nimeni nu a fost rănit în urma impactului, însă conducătorul auto a rămas încarcerat în autoturism. A fost scos ulterior de către echipele de intervenție și transportat la spital alături de o altă persoană rănită. Păi, dar nu răspunde la 1-2, ce ziceți voi? Accidentul rutier s-a produs în localitatea Hideaga din județul Maramureș. Șoferul autoturismului s-a izbit violent de un autobuz plin cu muncitori, apoi a ajuns în afara părții carosabile. În urma impactului puternic, șoferul a rămas încarcerat, iar pasagerul din autoturism a fost rănit. La fața locului au ajuns 3 echipaje SMURD și 2 echipaje ale pompierilor de la descarcerare din Baia Mare și Șomcuta Mare. Da, să nu-l mișcați, că... Șoferul mașinii a fost transportat alături de alte victime la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Persoanele care se aflau în autobuz erau muncitori care abia ieșiseră din schimbul 2. Aceștia au fost preluați de un alt autobuz fiindu-și spre casă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.